Sfinte Mare Mucenice Mina, râvna credinței în Hristos te-a împins în zilele de demult ale împăratului Dioclețian, prigonitorul de creștini, să mărturisești cu prețul propriei tale vieți spre mântuirea multora și spre dobândirea cununii muceniciei. Pentru aceasta cu bucurie te lăudăm și îți mulțumim ca unul care ești grabnic ascultător al rugăciunilor celor aflați în tot felul de nevoi, strâmtorări și necazuri. Scut nevăzut care ocrătește pe cei slabi fiind, la tine alergăm cu nădejde pentru a cere mijlocirea ta către Hristos. Rugăm-ne ție, Sfinte Mare Mucenice Mina, ia minte la noi păcătoși și la robii aceștia care sunt păgubiți, nedreptățiți și primejduiți și scapă-i pe ei, așa cum ai scăpat nenumărați semeni din cumplite tâlhării, siluiri, ucideri sau năpaste. Căci știm că, așa cum te-ai zorit, ați vărsat sângele pentru Hristos, așa te zorești să scoți din primejdie pe oricine se roagă cu credință ție. Și mai știm că nu treci cu vederea pe nimeni din cei care se închină la sfântă icoana ta și care cinstesc cu evlavie sfintele tale moaște. Așa, Sfinte Mare Mucenice Mina, primește această puțină rugăciune și cererile noastre le împlinește spre slava lui Dumnezeu. Amin.